Salut, camarazi, bună dimineața! Uite, vă fac o deschidere din pat. Se vede că am și pernă aici, în spate. Bă, am dormit bine. Sunt fericit că am fost răcoare. A și plouat cândva noaptea, nu mă țin minte, pe la 3-4 dimineața m-am trezit și plouase, că se vedea că a plouat pe stradă. Am dormit cu geamul deschis. Așa și doar în neglijă, știți că era foarte cald. Undeva dimineața mi-am pus un tricou pe mine că să răcorise un pic. Am demolat un dulap, l-am descentrat ca să-l aruncăm afară. O să vină niște băieți de la comașină să aruncăm, mai sunt 3 dulapuri în sufragerie, să le dăm afară, să facem loc. O să vină instalatorul să instaleze toaleta. După aia să vedem dacă se decide camaradul ca să vină cineva să facă curat, să spele geamurile, știi că ca să închirieze trebuie să mobileze de nou, că e mai scump, dacă e mobilat e mai scump și trebuie să mai aruncăm și canapeaua asta pe care dorm, că e foarte jegoasă, să vedem, ne descurcăm. Mi-am adus, cum v-am zis ieri, produse de la Călugăreni, de la târgul de la Călugăreni. M-am dus acum la repezeală, mi-am luat 5 litri de apă, că nu mai aveam lapte, dar apă, dar în schimb am lapte de capră, am 2 litri. O să trăiesc pe barosăneală, 2 zile beau lapte de capră. Ța, 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 căprițe, ța. Așa. Preconizez să fac o tocăniță de legume mai târziu, după ce dăm dulapurile afară și după ce pleacă instalatorul, preconizez să fac o tocăniță de legume. Am și niște cartofi, am cam tot ce trebuie, am ardei, ardeiuții, ce mai am pe acolo, țelin, am ce trebuie, așa pe dovlecel, mese o tocană la meserie. Și am și pâinică, dacă nu am paste multe, trebuie să le mănânc ca să fac economie, că ziua salariului e departe, tocmai pe 22, știi, azi de-abia suntem în 6 parcă, și, sau 5. Deci cam asta e, ne bucurăm că am luat și noi câteva medalii la Olimpiadă, dar ca de obicei am luat doar la canotaj și cu Popovici la not, știi, restul în 200 și ceva de milioane de euro care sunt pentru sportivi, doar că cele de la Caia Canoe umblă cu bucătărea sa după ele, restul mai pârliți așa, în banii proprii, știi, că așa e la noi. Băieții fac și fetele fac performanță pe banii lor, știi, nu pe banii plătiți de noi pentru că ne aduc o bucurie. Deci asta e România, ăștia oamenii cu ăștia de filăm, trebuie să mai terminăm cu lichelele astea care ne suc sângele ca niște lipitori de 70 ceva de ani. Așa. Deci să vedem în funcție de cum se întâmplă astăzi, poate mă duc să mai adun și niște sticle, că am bani puțin, mai am vreo 3 milioane și vreo 30 de lei în bonuri de la Ocean, dar adevărul e că am frigiderul plin, am ce mânca vreo săptămână, așa 8 zile am ce mânca, mi-am adus aproape 2 kg de brânză, de bivoliță și de vacă, am niște foi de spanac într-o cutie, am ceapă, am o groază de usturoi, deci mă chipzuiesc cu ce am, ulei am foarte mult. Deci nu e, n-am ce să cumpăr decât pâine, știi, și eventual o bucățică de carne de când, dar cred că o să mănânc mai pe vegetarian, așa, mai pe legume, și pentru că mă pot duce joi sau vineri să iau un cocoș de la țară, dar până atunci băgăm legume, știi, așa că e mai sănătos. Așa, am mâncat ieri 4 mici la târgul de la Călugăreni, deci ăia țin o săptămână. Și așa mâncăm prea multă carne. Bă, deci sunt bine, sunt sănătos, mă bucur că s-a mai răcorit, știi, mai putem să respirăm. Aici stau cu amosită la fereastră, pe jumate de fereastră amosită și
țin geamul deschis așa, în schimb am închis ușa ca să nu se facă curent cu geamul de la balcon, așa că dacă stau în curent răcesc. Speram să fie bine, speram să stau măcar 2 săptămâni, 3 săptămâni aici până să termină, până închiriază camaradul. Așa, deci în rest vorba aia, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Așa, vă pup cu drag, vă doresc o zi minunată la toată lumea, aveți grijă de voi, stați cu urechile ciudite, nu credeți nimic ce vine de sus în jos, ce vine de sus în jos e letal. Așa, vă doresc o zi plină de bucurii, de satisfacții, de armonie și nițel cașcaval acolo și am plus că vă prinde bine și vouă și mie. Hai, vă pup cu drag, vă mulțumesc și ne auzim mai târziu pe niște clipuri, dacă am timp, dacă nu, pe live diseară. Vă pup cu drag, pa, pa!